Acest lucru foarte simplu nu este decât o mărturisire de credință către Dumnezeu. Doamne, eu doresc lucrul acesta. Eu vreau să urmez adevărul. Apoi, cum duce drumul și unde și cum lucrul acesta se desfășoară în timp. Dar în sufletul nostru este această hotărâre care ne va ajuta ca oriunde adevărul va ajunge în conflict cu situația, totdeauna vom alege adevărul. Da. Poate mai este altcineva? Dacă mai este o altă mână... Întrebarea este dacă... Întrebarea din față. N-a fost o întrebare, a fost o afirmație. În seara aceasta mă bucur că am găsit răspuns la o întrebare. Până acum eram întrebată, ai un prieten? Și nu puteam să dau un răspuns. În seara aceasta am luat o decizie. Prietenul meu va fi adevărul. Și pot să spun lucrul acesta. Dacă avem o altă întrebare, dacă este altcineva, fratele Tolan... Psalmul 73 cu versetul 23 și 24. Da. Citește tare. Imediat. Da. M-aș bucura să-l știu. Îl știm, dar nu știm că-l știm, da. Și 24. Deci Psalmul 73 cu versetul 23 și 24. Însă eu sunt întotdeauna cu tine. Tu m-ai apucat cu mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Aceasta este Psalmul acesta. E profetic, descrie legătura dintre Domnul Iisus Hristos și Tatăl pe pământ. Și cele trei lucruri despre care vorbește aici se sfârșesc cu mă vei primi în slavă. În Vechiul Testament nu prea se vorbește nici de mântuire, nici de foarte departe atins lucrul acesta. Aici este unul din locurile în care se vorbește deschis și clar. După ce mă vei călăuzi cu sfatul tău, mă vei primi în slavă. Iubiții mei, Duhul Sfânt se numește Duhul Adevărului. Dacă cineva spune că are Duhul Sfânt, dar refuză adevărul, nu, n-are Duh, are un Duh străin. Dar Duhul lui Dumnezeu este Duhul Adevărului. Domnul Iisus Hristos este Împăratul Adevărului. Dacă cineva zice că este creștin și refuză adevărul, nu. Nu, e vorba, nu are legătură cu împăratul adevărului. Domnul s-a descris pe sine în cuvintele acestea. Eu pentru aceasta am venit, ca să stau martor pentru adevăr, să mărturisesc despre adevăr. Da. Și mă rog lui Dumnezeu din suflet, am convingere fără umbră că acesta îți este drumul pe pământ și acesta ne este tuturor. Unde poate interveni ceva este acest cuvânt, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Ce voi face atunci când sfatul tău nu mi se va pare bun? Voi avea eu un altul mai bun? Și ce voi face când sfatul tău mi se va pare mie amar și eu vreau ceva dulce? Sau îi va interveni această problemă? Și atunci ne vom ruga lui Dumnezeu, așa cum mă rog întotdeauna, Doamne, nu privi la ce aș dori eu să se întâmple, ci la planul pe care l-ai Tu cu sufletul meu. Ajută-mă să pot să am încredere în felul cum ne conduci Tu. Dacă mai este vreo mână, Ștefan? Uite aici, foarte bine, da. Mulțumesc. Am cumva două întrebări. Prima întrebare ar fi de ce David a spus în Psalmul 27 că inima lui
Îi spune din partea Domnului, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. De ce următoarea afirmație a lui a fost, nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău? De ce ar fi fost nevoie să-i spună Domnului exact lucruri pe care Domnul i-a spus inimii lui să caute fața lui? Exact, da. E foarte, foarte bine și mulțumesc, Ștefan, pentru lucrul acesta. Primul pas în rugăciunea noastră și în călătoria noastră îl face Dumnezeu totdeauna. Este inițiativa lui Dumnezeu. Inclusiv dragostea de Dumnezeu pe care o avem noi în suflet nu este ceva original, este un răspuns. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi, din cauza aceasta. Când venim la rugăciune, noi venim la rugăciune pentru că El a zis inimii noastre, caută fața mea. Nu, dacă îți dă un telefon un prieten, treci până la mine. Nu întreb ce și cum, nu. Când te-a chemat, este hotărât. Am avut aici în țară un coleg de armată, Timiș Teofil, învățător din Maramureș, și de-abia sosisem după evangelizare în România, de-abia sosisem în America și m-am pomenit cu telefon de la el, vino până la mine. Știind că sunt în America și știind că el este în Maramureș, vino până la mine. Zic, nu știu ce pot face. Abia am venit. Te aștept. Vreau să mă duc la unitatea militară să fac o colectă, să-ți iau biletul de avion. Să nu faci asta, viața ta să nu faci așa ceva. Nu trebuie. Cum i-am spus fratelui Edi, hai să lăsăm lucrul ăsta deschis în fața lui Dumnezeu. Cum am spus bisericii din Atlanta când m-au chemat ca pastor, să zic da sau nu. Și zic, spune open, e deschis, dar nu spune da sau nu. Trebuie să avem întâi și întâi confirmarea lui Dumnezeu. Și acest învățător care m-a chemat n-a avut nevoie să-mi explice. Trebuie să fie o problemă totală, capitală, ca să chem un om la așa distanță, de-abia venise. Și n-a trebuit să fac niciun fel de efort, pentru că la 9 dimineața a sunat cineva la ușa noastră, un domn corean care mă cunoștea și mi-a spus că are urma să fac o misiune medicală la Alexandria și mi-a spus, Nicu, uite care-i treaba, eu îți cumpăr biletul de avion pentru România, zice, vreau să vii până la Alexandria și să te urci pe scenă și să spui acolo, help this man, ajutați pe omul ăsta, că te cunoaște lumea acolo și când le spui să mă ajute, oamenii o să mă ajute la ce am eu de făcut. Atâta vreau să faci. Și mi-a cumpărat bilet de avion. Am zburat imediat în România, am zis help this man, cum a zis el, ajutați pe omul ăsta. Și de acolo am plecat imediat cu mașina spre Maramureș și era iarnă, era frig, am ajuns până la Beclean undeva, ne-a dat jos din tren, ne-am suit într-o dacie care nu se dezgheța deloc parbrizul, dar am făcut noi două găuri așa ca la tanchiști și am sfârșit. Și am ajuns la el acasă. Am ajuns la el acasă. Atunci l-am văzut pentru prima dată, ochiul aruncat afară datorită unui tumor la creier, operat de multiple ori, perfect lucid. Și am stat lângă el și am întrebat, zic, de ce m-ai chemat? Am servit masa împreună și zice, uite de ce te-am chemat. Eu aș dori ca viața mea să se încheie acolo unde a început. Știam că moartea era iminentă acum după operațiile acestea repetate și situația care era, și el știa lucrul ăsta și familia, toată lumea. Dar ce cuvânt este ăsta? Vreau să sfârșesc viața acolo unde am început-o. Unde a început viața ta? A început în groapa aceea când săpam amândoi la unitatea militară și mi-ai dat Biblia aceea verde a ta. Acolo a început viața mea și vreau să sfârșesc tot acolo. Ne-am rugat și a sfârșit. Așa că dacă ți-a spus Domnul caută fața mea, știe ceva, înseamnă că e o problemă serioasă. Dumnezeu să ne ajute întotdeauna să fim prezenți la un astfel de dialog cu Dumnezeu.
pe tot drumul vieții noastre și cum scrie cuvântul lui Dumnezeu, răspunsul lui a fost deschis. Fața ta, Doamne, o caut. De ce zice în partea alaltă, nu mi-ascunde fața ta? Nu pentru că Dumnezeu și-a ascuns fața, ci pentru că ochii lui nu-l mai vedeau. Nu. Acest lucru se întâmplă la nivelul inimii și vieții noastre, niciodată la Dumnezeu. Nu El lipsește, noi lipsim. Nu El nu ne vede, noi suntem cei care. Și atunci cuvintele Lui însemna pur și simplu vindecă-mi ochii să te pot vedea. Vreau să știu că ești prezent aici. Mulțumesc. Mai era o întrebare sau? Da, mai am o întrebare. Asta e un pic mai personală, da. Să zic așa. Am avut o experiență, o întâmplare chiar astăzi, și anume, nu știu cum s-a întâmplat, că tot ați pomenit de unitatea militară, aș cere un sfat pentru un tânăr militar, cadru în activitate. Astăzi, fără să fie voia mea, unul dintre persoanele din înalta elită a societății, ca să spun așa, a aflat că eu nu voi participa la o convocare foarte importantă din cauza problemelor de conștiință, că nu muncesc sâmbăta. Și omul acesta este foarte drept, foarte cu legea, mai puțin cu harul, însă este un om corect și drept, care a spus că și nici el nu merge la muncă duminica. Dar tot că este ortodox și vrea să țină credința lui, dar totuși merge duminica pentru că este militar. Prin harul lui Dumnezeu s-a putut ca eu să fiu prezent în această seară aici, însă cum fac diferența între îndrăzneală sfântă în a mărturisi principiile lui Dumnezeu și sabatul și legea lui, care e literă de lege pentru sufletul și conștiința mea, sau cum fac diferența între aceasta și nechipzuință în exprimare? Da, mulțumesc foarte mult. Nu s-ar putea scrie un ghid aici la capitolul acesta, dar se poate scrie în inimă către bunul Dumnezeu, vorbește Doamne și robul tău te ascultă. Și Dumnezeu îți va da exact în clipa potrivită, răspunsul potrivit, va crea împrejurarea potrivită. Știu bine despre ce vorbești, pentru că am fost în armată și am fost chemat să predic la o mormântare foarte importantă, tocmai în ziua în care era aplicație de cel mai înalt grad cu statul major și așa mai departe. Și a îndrăznit să ceri, Doamne, dă-mi liber mâine mie, că vreau să merg undeva la... A îndrăznit așa ceva, mi se pare peste fire, dar m-am dus liniștit în fața comandantului și am spus, nu sunt eu comandantul, dacă tu mă chemi acolo, tu vei lucra cu el. Și dacă el nu-mi va da drumul, eu aș fi binevoit să mă duc la lucrarea aceasta, dar situația este aceasta. Și m-am dus în fața comandantului, am raportat acolo și am spus, am cerut permisiune pentru mâine ca să merg la Bezdea de domnițele Petrișor. Da. Ca să merg în comuna aceasta la mormântarea mamei domnului Stanciu, care aducea toată comuna, 12 km de oameni și locuințe au venit acolo. Și mă duc în fața comandantului și spun, vă rog să fiu învoit mâine pentru treaba aceasta, la care se dă puțin înapoi și spune, nu ți-am spus, domne, că îți dau drumul, de ce umbli după mine? Dar n-am umblat după el, eu atunci îl vedeam în prima fracțiune de secundă. Nu am umblat după el. Nu ți-am spus că îți dau voie, de ce mai umbli după mine? Să trăiți, am înțeles și n-am mai umblat după el. Am plecat direct. Da, este o mână în spate, vă rog. Dacă pentru adevărul adventist cuvintele lege, har sunt la unison, cum am spune unui frate, soră, grăbit, care, a cărui adevăr este numai harul, că de fapt pentru noi este lege, har? În primul rând, nu există adevăr adventist. Nu. Asta este opinie sau părere sau... Adevărul este unul singur?
nu este colorat în atâtea lucruri în care găsim noi astăzi. Este unul singur, este persoana Mântuitorului nostru. Este un pas mare lucrul acesta în viața unei persoane care a înțeles harul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ai niciun fel de grijă că lucrurile nu se opresc aici. Lucrurile continuă pentru omul care caută adevărul toată viața lui și îl urmează oriunde îl duce adevărul acesta. Cine este pe drumul ăsta, o să spună cuvintele lui Pavel. Când eram copil, gândeam ca un copil. Dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Adică există o progresie în înțelegere și întotdeauna Dumnezeu merge la pas cu omul, indiferent cât de încet și de ștârăște el pașii, tot așa, merge la pas cu el până când deodată se face lumină. Când am întrebat care a fost ultimul act de la cina Domnului, îmi întreba la noi la adunare și mi-au spus că au luat vin, apă, spălarea picioarelor. Zic, nu, n-a fost acesta ultimul act al cinei Domnului și cina Domnului nu este completă fără lucrul ăsta. Ultimul act al cinei Domnului a fost: înțelegeți voi ce v-am făcut? Că degeaba ați făcut toate astea dacă nu înțelegeți voi ce v-am făcut. Acesta este Domnul. Lucrează cu mintea noastră până când putem să înțelegem. Mă uit la ceas și este deja și jumătate, ne oprim aici. Mâine dimineață timpul va fi mai scurt și nu vom avea întrebări, dar mâine după amiază vom lua din nou întrebări. Care este subiectul de mâine dimineață? Mâine dimineață, absent nemotivat se numește. Absent nemotivat este când am zis noi Domnului, unde ești? Unde ești în situația asta? Aș vrea să fii prezent și ești absent. Unde ești? Unde a fost Dumnezeu când s-a întâmplat? Absent. Tot în capitolul 10 din Luca merge. Nu ca nepotul meu care m-a sunat, eram la un hotel apropiat în Florida, lângă unde stă fiica noastră, și nepotul consideră că fiecare minut aparține lui, exclusiv în prezența mea. Trebuie să dau explicații pentru orice minut care aș petrece. Și dimineața m-a sunat la prima oră cu o întrebare directă și foarte severă. Where are you? Unde ești? M-a întrebat. Și eu îi spun pe românește, cum zicem noi la restaurant, când îi spui ospătarul, îi zice, vine, cu tare, dar el din a plecat. Da, zice, vine, asta, da. Și eu îi spun lui nepotul, zic, I'm on the way, sunt pe drum. Că eram la ușă și eram gata să plec. La care nepotul îmi răspunde foarte sever, no, you are not, nu ești pe drum, I checked your location on the phone, you are in the building, ești în clădire, te-am verificat pe telefon, ești. Și nepoate, acum sunt cu mâna pe clanță, am explicat. Da, așa că mâine, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, o să avem această temă, absență nemotivată. Și o să vedem că a fost motivată, n-a fost nemotivată. Și nu e la nimeni, în viața nimănui nu este absență nemotivată din partea lui Dumnezeu. Da. Mulțumesc!